Bună, dragilor, sunt Aurora și dacă sunteți astăzi cu mine la povestea de vineri, vreau să profit de ocazie și să vă spun la mulți ani de ziua României. Astăzi vom citi un text în care apare o expresie pe care o cunoaștem cu toții, ne este familiară, sigur am auzit-o undeva, dar nu prea ne amintim unde am auzit-o. Trăiască România dodoloață! Și iată, avem astăzi la povestea de vineri drept fundal o harta a României dodoloațe, a României rotunde, deci, a României mari. Și fără a aduce discuția într-o direcție politică, vreau să vă spun că eu am auzit prima dată povestea asta cu România dodoloață și mi-a rămas în minte expresia trăiască România dodoloață. Undeva în clasele primare, adică la începutul anilor 1980. Și dacă am vorbit de manuale și sunteți cumva clasa noua și ați terminat de explorat sau mai explorați încă tema joc și joacă din manualul de limba și literatura română, ei bine, cred că ați făcut o alegere bună ascultând povestea de astăzi, pentru că citim din bibliografia obligatorie, din Hronicul și Cântecul Vârstelor de Lucian Blaga. Și chiar dacă fragmentul de astăzi nu are legătură cu jocul și cu joaca, vom descoperi niște evenimente importante din istoria noastră, evenimentele de la 1 decembrie 1918, când românii din Transilvania au decis unirea cu Regatul României, și nu le vom descoperi oricum, ci prin ochii lui Lucian Blaga. Și dacă vi se pare că ne îndepărtăm de la tema pe care o explorăm în aceste săptămâni, cea a familiei, ei bine, vreau să vă spun că îl vom găsi pe Lucian Blaga la evenimentele de la 1 decembrie 1918, alături de fratele său, deci nu ne îndepărtăm complet de tema familiei, alături de fratele său, Lionel Blaga, la momentul respectiv primar al Sebeșului. Dar nu vom începe povestea chiar de la 1 decembrie, ci undeva la începutul lunii noiembrie 1918, pentru a vedea cam care era atmosfera, cum arătau lucrurile în țară la acel moment și, de ce nu, pentru a lega lectura de astăzi cu o altă temă pe care am explorat-o la povestea de vineri, cea a primului război mondial. Și pentru că citim un fragment și e nevoie să intrăm cumva în atmosferă, vreau să vă spun că Lucian Blaga se întorcea la începutul lui noiembrie 1918 în țară, de la Viena, unde era student la filozofie. El pleacă de la Viena, trece prin Budapesta și ajunge în țară, iar noi luăm din gară la Vințul de Jos. De la Vinț am luat-o pe jos până la Sebeș. După o plimbare de oră și jumătate, intram în urba copilăriei mele, care stăruia paradoxal în liniștea ei de altă dată. Până aici nu pătrunsese încă nicio veste despre convulsiunile fostei noastre, în ghilimele, patrii. De unde încheierea mea că am sosit prin părțile locului cu cel din tâi tren de ostași revoluționari. În după amiaza aceleiași zile, jandarmii maghiari, afișând un aer calm, își mai purtau penele de cocoși pe străzile orășelului nostru. Numai sașii, stăpâni de veacuri ai cetății, își aveau de sigur informațiile lor, căci arborau fețe pământii și consternate. Acasă găsi pe Lionel, tot în uniforma sa de locotenent austriac, ce mi se păru, cu stelele de la Guler, întâia oară, ilarian de suetă. Fusese repartizat în ultimele luni să supravegheze activitatea unei fabrici de hârtie din apropiere, luată sub control militar. Am adus la Sebeș noutățile menite să excite atitudinea și turbulența și am trecut altora cuvântul despre cele văzute și pățite. Cu aceasta, urbea intra în respirația epocii. Intelectualii erau călăuziți de cea mai sinceră dorință de a evita excesele. Numai puțin însă ne găseam cu toții în așteptarea impetuozităților locale, ce nu mai puteau să întârzie. Și noaptea aceea am tras un somn subliniat de un suprem optimism, iar în dimineața următoare, Letiția,
apriga noastră soră, care locuia în aceeași curte, intră să răscolească furnicile celulare din noi. Venea după ea alaiul bufnițelor treze ale nopții. Păsările care n-au închis ochii și au văzut cele întâmplate pe la cântători. Toți jandarmii unguri, deghizați în popi valahi, în țărani cu ițari și în ciobani cu cojoace, au părăsit, prin îngustimea dintre cele două ceasuri foarte negre, orașul, iar un slujbaș de la primărie a fost împușcat de necunoscuți după ce fusese lamentabil târât din așternut până în piață. Mărturie, singure bufnițele. O delegație a primăriei sosești din localitate s-a prezentat pe la amiază la noi, oferind lui Lionel postul de primar al orașului. Fratele meu a tratat delegația cu toată deferența, dar a răspuns că în condițiile de față, numai poporul ar avea dreptul de a-l însărcina cu conducerea primăriei, pe care desigur ar accepta-o bucuros până la așezarea vremii, dar nu mai mult, căci n-a aspirat niciodată la asemenea slujbe. În după amiaza înfrigurată de 3 noiembrie, populația românească din Sebeș Alba, adunată în preajma bisericii de lângă râu, s-a pornit în marș masiv spre centrul orașului, spre Piața Mare, având în frunte o seamă de soldați sosiți în cursul dimineții de pe front și pe cei câțiva intelectuali localnici. În piață s-au rostit discursuri, arătându-se că românii din Transilvania doresc alipirea la regatul României. Se încerca, pe de altă parte, pe cât cu putință și domolirea spiritelor, acum când Dumnezeul Wilson a luat în mâinile sale destinele popoarelor. Autoritățile săsești au predat cheile simbolice ale puterii, act echivalent cu un început de eră. Fratele meu a luat în primire primăria. Un consiliu orașenesc, alcătuit din intelectuali și țărani, s-a ales apoi și s-a procedat numai decât la unele măsuri pentru prevenirea dezordinilor. Noua autoritate nu avea la îndemână deocamdată nici cele mai elementare mijloace pentru menținerea bunei rânduieli. O amenințare grea se ridica îndeoseb din satele din prejur că vor veni cu lovire și năvală asupra orașului. Fratele meu a stat la primărie toată noaptea. Câțiva soldați, o seamă de băiețandri, au improvizat un fel de gardă de pază. Intelectuali cu darul cuvântului au ieșit la periferie ca să înduplece la întoarcere spre satele lor pe țăranii care se apropiaseră cu armele tradiționale ale răzmeriței, cu securi și coase, așteptând coborârea nopții. Toți aceștia s-au înapoiat la vetre. Totuși s-a făcut că în acea noapte au fost devastate clădirile și gospodăria unui negustor sas ce se găsea cam la marginea orașului. Negustorul sas, amintit acum norodului pentru atitudinea sa odioasă din timpul războiului, a simțit apropierea urgiei și a fugit cu familia sa la Sibiu. Seara, după ce s-a întunecat de-a binelea, s-au prezentat la cârciuma negustorului câțiva soldați. Au cerut vin. Li s-a dat. Musafirii, aburiți, au cerut apoi cheile de la pivniță. Li s-au dat cheile. Coborând în pivnițele fără fund, au băut mai departe. În dezmățul beției, carabinele se descărcau aproape de la sine în buți. Vinul gâlgâia, inundând fundul nisipos al pivnițelor. Soldații se întindeau pe burtă în gârlici ca să bea vinul ca apa la pârâu. Văzând toate acestea, populația a prins patimă de jaf și s-au pomenit oamenii, a venit cu carele, ca la zi de iar Maroc, și molipsindu-se unul de la altul fără împotrivire, au încărcat tot ce era de încărcat prin pivniți, au pustit cârciuma, au golit cele vreo 10 încăperi de belșug ale negustorului. După ce din cele mișcătoare nu mai rămăsese nimic, s-au pomenit oamenii a scoate ferestrele, ușile, sobele și a desprinde podelele. A fost o forfotă uriașă, lucrare fără stăvil și muncă pustitoare din ceasul serii și până în straja dimineții la curțile negustorului. Și cât a ținut domnia beznei, oamenii de omenie s-au pomenit a jefui ca într-un vis, pe care în zor ți-e rușine să-l spui. Trecuse o noapte, noaptea de coșmar a cetății. Dimineața mi-am făcut cale de câțiva pași prin curțile negustorului ca să văd. Totul era gol. Șuiera vântul prin ferestre și uși fără rame. Am străbătut prin jalea încăperilor. Fusese ridicată și scântura din praguri. Doar zidul a rămas, zid și cărămidă. Și într-un colț, o grămadă de cărți. Alt nimic.
Etajerele au luat drumul tuturor și al nimănui, dar neatinse și disprețuite, într-un ungher, cărțile. Am ieșit din curțile propădului, clătinând din cap, și mă îndrumai spre centrul orașului. Într-un colț de stradă se hârjoneau câțiva soldați gureși și cam băuți. Purtau înfipte la șepci, la vedere, ca niște pene spectaculoase, fotografii de ale frumoasei domnișoare Miții, fica negustorului Sas. A negustorului atât de crunt încercat de vijelia unei nopți, în care a răbufnit fără nume, o ură ținută sub pragul cugetului 700 de ani. Ordinea a fost restabilită în curs de câteva zile, cel puțin în aparență. Era o ordine capricioasă, gata să se răstoarne în fiecare moment. Fratele meu, primarul, era foarte obosit și mai ales nespus de plictisit de neajunsurile ce le întâmpina, la fiecare pas și de la ceas la ceas. Orașul își încordase sub forța împrejurărilor de plină puteri și se oblăduia singur, fără de imixtiunile vreunei alte autorități superioare, care de altfel nici nu exista. Într-o zi, Lionel mă întrebă cu un aer de autoironie: mi-ai putea spune în ce situație ne găsim? Cum nu, răspund eu. Sebeșul a fost un municipiu cu privilegii. Acum e un stat independent și anume o republică anarhistă. Iar tu nu ești primar, ci președinte. Starea aceasta incertă a durat câteva săptămâni, ca să se culme aproape brusc după adunarea națională de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Pentru marea, istorică adunare națională de la Alba Iulia, unde s-a hotărât alipirea Transilvaniei la patria mumă, n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse vreme de sute de ani. În dimineața zilei de 1 decembrie, ca la un semnal, lumea românească a purcesc spre Alba Iulia, spre Bălgrad, cum îi spuneam noi, cu vechiul nume, pe jos și cu căruțele. A renunțat la călătoria cu trenul, căci până la Alba Iulia nu erau decât 16 km. Era o dimineață rece de iarnă. Respirația se întrupa în invizibile cristale. Pe o parte a șoselei se duceau spre Alba Iulia, scârțâind prin făgașele zăpezii, căruțele românești, buchete de chiote și bucurie, alcătuind un singur șir, iar pe cealaltă parte se rătrăgea în aceeași direcție armata germană, ce venea din România, tun după tun, ca niște pumni strânși ai tăcerii. Soldații germani, fumegând liniștiți din pipe, se uitau mirați după căruțele noastre mai grăbite. Ei își luau răgaz. Nu s-a produs niciun incident. Uite, îi spun lui Lionel, așa prin ger și zăpadă se rătrăgea pe vremuri Napoleon din Rusia. La Alba Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Lionel, care era în delegație, a intrat. Am renunțat cu o strângere de inimă și mă consolam cu speranța că voi afla de la fratele meu cuvânt despre toate. Aveam în schimb avantajul de a putea colinda din loc în loc toată ziua, pe câmpul unde se aduna poporul. Era o roire de necrezut. Pe câmp se înălțau aici colo tribunele de unde oratorii vorbeau nației. Pe vremea aceea nu erau microfoane, încât oratorii, cu glas prea mic pentru atâta lume, treceau pentru multiplicarea ecoului de la o tribună la alta. În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național, sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce te făcea să uiți totul, chiar și stângăcia și totala lipsă de rutină a oratorilor de la tribună. Seara, în timp ce ne întorceam, cu aceeași trăsură la Sebeș, atât eu cât și fratele meu ne simțeam purtați de conștiința că pusesem temeiurile unui alt timp, cu toate că n-am făcut decât să participăm, tăcuți și insignifianți, la un act ce se realiza prin puterea destinului. Faptul de la răscrucea zilei cu tăria și atmosfera sa, ne comunica o conștiință istorică. Când am trecut prin Lancrăm, satul natal, drumul ne ducea pe lângă cimitirul, unde lângă biserică, tata își dormea somnul sub rădăcinile plopilor. Zgomotul roților pătrundea desigur până la el și cutremura oasele. Ah, dacă ar ști tata ce s-a întâmplat, zic eu fratelui meu, întorcând capul spre crucea din cimitir. Și cât a ținut drumul prin sat, n-am mai scos un cuvânt, nici eu, nici Lionel. O emoție ne strânsese gâtul ca o mână, care încetul cu încetul se înmuia, după ce voise aproape să ne sufoce. În sat era întuneric și liniște. Când dăm să ieșim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neașteptat, în noapte,
un strigăt de copil. Trăiască România dodoloață! Acest dodoloț era în lancră cuvântul curent pentru rotund. Sosirea în ținuturile noastre a trupelor regulate românești de peste munți a întârziat mai mult decât puteam să bănuim în primele zile ale Revoluției. Urmăream în imaginație etapele și număram popasurile lor posibile până la noi. Întârzierea, inexplicabilă nerăbdării noastre, ne da senzația că România era la o depărtare intolerabilă. În cele din urmă, într-o seară de decembrie, trupele mult așteptate și-au făcut intrarea în sufletul cetății. Entuziasmul și bucuria populației s-au manifestat printr-o horă uriașă, ce își spălgea cercul, încolocindu-se în spirală, după modelul nebuloaselor cerești, ce încearcă o nouă închegare și un nou echilibru. Scurt timp după intrarea trupelor românești, moment destinat să încheie starea nesigură de tranziție și să marcheze încadrarea efectivă a poporului în statul mărit al României, fratele meu, care se însărcinase doar să supravegheze cetatea în fază de incertitudine, a renunțat la primărie, reluându-și activitatea de liber profesionist. Eu însumi mă retrăgeam treptat din apriga vâltoare ce amenința să mă țină locului. Sper că v-a plăcut, că a fost un text potrivit pentru ziua de 1 decembrie și încă o dată, la mulți ani de ziua României! Pa, pa! Pe vinerea viitoare!